Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Calaș Severin. Pe ce măsuri jalnice au luat tehnocrații? Ce păi, da, în primul rând că în perioada respectivă s-au pierdut bani de la Uniunea Europeană și n-au fost făcute, noi vorbim de faptul că nu s-au făcut investiții în guvernarea, sau nu s-au făcut atât de multe investiții în guvernarea PSD-ALDE, dar uităm că în guvernarea Cioloș nu s-au făcut nicio investiție, absolut niciuna. Da? Și atunci vorbim de faptul că s-au întârziat anumite măsuri pe guvernarea PSD-ALDE. Se poate, sunt de acord că au fost unele măsuri care au fost întârziate. Însă este un guvern politic, iar acest guvern își pune primul ministru. Dacă noi considerăm că primul ministru poate n-are o relație atât de bună cu partidul, pentru că în fond și la urma urmei cei care vor deconta toate aceste măsuri sau toate măsurile pe care le iau un guvern, va fi tot PSD-ALDE. Pentru că dumneavoastră mă întrebați acum pe mine de ce n-a luat măsuri guvernul în planul investițional, să spunem, da? Mă întrebați pe mine ca și senator. Atunci și guvernul pe care noi îl instalăm trebuie să aibă răspundere față de politica pe care o duce Partidul Social Democrat. Sigur, trebuie să fie un guvern care să fie performant, cu oameni politici care să fie performanți și profesioniști. Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Calaș Severin.